Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Găsirea unui loc de muncă reprezintă încă una dintre problemele cu care se confruntă foarte multe persoane, mai ales că am avut o perioadă de 2 ani de zile când pandemia și-a pus dura amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate. Despre locurile de muncă și alte aspecte care privesc acest domeniu, discutăm astăzi cu doamna Oana Oșan, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! V-ați cam plimbat puțin, doamna director, ați fost sub prefect, ați ajuns la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din București, a fost detașare sau cum s-a întâmplat? Da, o detașare a fost de 6 luni. Să ne spuneți, să ne explicați cum a fost toată această perioadă și ce ați învățat și care este diferența dintre ceea ce e Maramureș și la alte instituții? Desigur, probabil că în viața fiecăruia, în viața profesională, la un moment dat parcă simți nevoia de o mică schimbare, fiind deja de peste 20 de ani în Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sigur că mi s-a oferit această oportunitate de a fi o perioadă aproape un an sub prefect al județului Maramureș, unde chiar am debutat activitatea în plină pandemie, când a trebuit să oferim toate măsurile pentru siguranța cetățeanului și pentru a oferi tot suportul în acest sens. A fost o perioadă foarte grea, foarte frumoasă, am învățat multe lucruri. A contat foarte mult relaționarea între instituții, faptul că am reușit împreună să încercăm să găsim soluții pentru cetățenii români și pentru siguranța lor. A trebuit în permanență să luăm decizii, și chiar în situații de stres, noi o să știți foarte bine, și ați fost alături de noi. Iar în următoarea perioadă, anul trecut, timp de 6 luni până în 23 decembrie, am avut ocazia de a fi secretar general la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde a fost din nou o foarte bună experiență și de unde am reușit să sprijin mai mult Agenția Județeană. Am reușit să găsim soluții pentru a găsi poate bani mai mulți pentru județul nostru, pentru că Maramureșul, și am putut să văd la nivel național unde se situează județul nostru și să văd că cu aceiași oameni, poate în alte județe, munca este mult mai multă și mult mai intensă în Maramureș, datorită specificului județului. Și alții, poate cu oameni cu angajați mai mulți, au mai puțin de muncă, să spunem așa. Și pentru asta sunt chiar foarte mândră de colegii mei. Desigur, așa cum spunea Einstein, nu știu care este cheia succesului, dar cheia eșecului este să încerci să mulțumești pe toată lumea. Nu asta, încercăm să mulțumim cât mai mulți angajatori, cât mai multe persoane care se adresează instituției noastre și cu resursele pe care le avem. Să nu uităm că Agenția Națională în întregul ei s-a străduit să facă față măsurilor în perioada pandemiei, în ideea în care am trecut direct online, ori noi nu am avut suportul, n-am avut tehnologia necesară pentru a... dar am găsit soluții. Da, știu, sigur. A fost o perioadă în care am primit chiar și reclamații de la cetățeni. Sigur, a existat, sigur că da, sigur. S-au blocat mail-urile, s-au existat foarte multe probleme și tocmai de aceea am încercat să aducem suport, să sprijinim, ca să sprijinim cât mai mult persoanele în nevoie. Dar aveți acum o altă viziune asupra tuturor problemelor pe care le au aceste instituții, agențiile județene de ocupare? Da, evident. De muncă. Problemele... Și dacă, la care sunt aceste probleme? În general, în afară de problema resursei umane, că toată lumea plânge că suntem prea puțini, din afară se vede că suntem prea mulți, dar dacă să facem o analiză la volumul de muncă și numărul măsurilor pe care noi le acordăm, situația stă altfel, stă diferit. Și am putut să văd specificul problemelor, noi fiind județ de graniță, cu specific aparte, către turism, foarte multe locuri de muncă îndreptate către domeniul Horeca, care chiar a afectat perioada pandemiei. Alte agenții au alte probleme de altă natură, încă, de exemplu, cu județul Hunedoara, încă se confrunta cu problema minerilor, a trebuit găsite soluții pentru acordarea de sprijin acestora. Deci sunt probleme specifice pentru fiecare județ.
Iar la Maramureș, în momentul de față, care sunt problemele stringente pe care le-am putea aminti? Problemele noastre... Dar și ce țin de instituție? Sigur, prima noastră problemă este că ne lipsesc aplicațiile informatice. Motivul? Care să vină în sprijinul. Motivul este faptul că nu s-a investit, nu au existat fonduri necesare pentru a face mentenanță pentru programele informatice. Agenția Națională nu a mai continuat, s-a finalizat un proiect în 2019 și a trebuit să descurce singură și singură instituția gestionează toate programele și toate aplicațiile informatice la nivel național, în toate instituțiile și tocmai de aceea există foarte multe sincope și probleme în derularea proiectelor noastre și care îngreunează foarte mult activitatea. Să nu uităm că în perioada pandemiei am lucrat chiar și empiric. Am adunat date sau alții, pe când alții făceau doar anumite suprapuneri de baze de date, noi a trebuit să luăm, ca pe vremuri, dosar cu dosar, să luăm CNP-ul, să luăm documentele, când toate acestea puteau. Dar acum s-au făcut, se fac pași în această direcție. E și obligatoriu să se facă digitalizarea la nivel de instituție? Evident, este o prioritate. Așa cum spuneți, este o prioritate. Și să existe o legătură între toate instituțiile, da? Da, interoperabilitatea bazelor de date. Există un proiect la nivel național, spune Reconnect, unde sunt foarte multe instituții publice, private, care sunt în parteneriat, unde chiar asta se urmărește. Asta ne dorim, de fapt, să ca în 2025, cel puțin, să ajungem la nivel la care trebuia să fim, de fapt, de mult. Da, care este motivul pentru care nu se alocă fonduri către AJFM-uri? S-au alocat fonduri. Nu trebuie să uităm faptul că Agenția Națională a beneficiat de un proiect pe fonduri europene pentru programele informatice, doar că în acel contract era prevăzut ca, mă rog, codul surs al proiectului să fie în proprietatea persoanei private, ceea ce, mă rog, îi dădea anumite drepturi. Sigur, nu putem discuta dosarul, că cred că este încă în instanță. Deci s-au solicitat foarte mulți bani pentru mentenanță și nu s-a putut suporta acest lucru. Atunci când o firmă privată pune monopol pe un anumit program pe care, mă rog, și de aici au început problemele. Faptul că nu s-a mai proiectul ECAR 2, pe care foarte mulți îl cunosc, nu a mai avut aplicabilitate din 2019, motiv pentru care a trebuit dintr-o dată să revenim aproape cu 20 de ani în urmă. În condițiile în care noi trebuia să fim, am fost foarte avansați față de celelalte instituții. Programele noastre informatice au fost foarte bine dezvoltate până la un anumit punct în care ne-am prăbușit, pur și simplu. Dar ne-am descurcat. Asta este un punct forte pentru noi, pentru faptul că mulți nu au simțit acest lucru și am încercat să nu se simtă cât de mult am putut. Pentru că aminteați de faptul că se reproșează instituției care mulți angajați. Da, știm că la buget sunt foarte mulți angajați. Câți sunt la Maramureș? Raportat noi avem 36. La 36. Raportat la numărul de șomeri și la numărul de locuitori, câți ar trebui să fie? Nu trebuie să luăm la numărul de șomeri. Dar cum se calculează? Se calculează la volumul de muncă. Numărul de șomeri nu reflectă activitatea. Pentru că este fluctuant de la un an la altul. Da, evident. La noi șomerii vin și pleacă în permanență. Este în permanentă schimbare. Este în dinamică cifra. Tocmai de aceea lucrând cu omul, lucrând cu angajatorul, lucrăm cu instituții private, publice. Avem activitatea este extrem de diversificată în condițiile în care în alte state membre agențiile de ocupare se ocupă strict cu omul, strict cu consilierea, cu orientarea persoanei. Noi ne ocupăm și de angajatori și de persoane cu dizabilități, ne ocupăm și de toate persoanele vulnerabile. Ori raportat la alte instituții, servicii publice de ocupare din Europa, au alt suport. Deci, tocmai de aceea eu am subliniat în permanență și subliniez în continuare că este necesară colaborarea instituțiilor publice, parteneriatul public-privat cu organizațiile non-guvernamentale care au specificul aparte, pentru că altfel nu faci față și nu avem specialiști necesar pentru a lucra, probabil trebuie un specialist pentru a lucra pe persoană cu dizabilități sau cu un tânăr foarte vulnerabil, unde are mulți au nevoie. Credeți-ne, foarte multe persoane sunt atât de mulțumite și atât de fericiți pleacă de la noi atunci când le asculți problema.
Simplul fapt că le-ai ascultat problema și le-ai acordat poate un mic sfat, o îndrumare, pentru ei contează foarte mult. Enorm. Da. Iar în privința angajaților, sunteți 100% mulțumită, dar să fiți sinceră, ar putea face treaba mult mai bine? Eu sunt mulțumită cu, în ultima perioadă, noi ne-am reînnoit un pic activitatea pentru că suntem o agenție în care media de vârstă este de 51 de ani și are nevoie de tinerețe, are nevoie de persoane care să fie foarte receptive, inventive, creative și cu competențe foarte înalte pe digitalizare. Asta este o nevoie în toate companiile, în toate instituțiile, firme private. Digitalizarea, competențele digitale primează. În momentul de față, da. Da. Așadar, aveți o echipă, ar mai trebui și alții? Da, am o echipă foarte bună și sunt mândră de ea. Revenind la problemele care sunt în privința angajatorilor care caută oameni pentru a le oferi un loc de muncă, dar și raportat la cerere în momentul de față. Da, au fost 2 ani grei în care totul a fost dat peste cap până când s-au mai așezat lucrurile. Pe când să se așeze a venit și războiul, din nou a bulversat chiar și piața muncii. Care e situația în momentul de față? Da, foarte bine ați punctat. Pe când am crezut că am scăpat și că ne vom relua activitatea, a venit războiul. Dar să știți că noi am avut alte, adică am anticipat anumite lucruri. Am crezut că odată cu finalizarea cu pandemiei vom reveni la viața noastră normală. Am revenit, dar a venit războiul și toată lumea a așteptat, angajatorii în mare parte, am avut întâlniri cu angajatorii pe această temă pentru a identifica și locuri de muncă specifice pentru cetățenii ucrainieni, dar am crezut că vom acoperi deficitul de forță de muncă, că vor veni și vor lucra și toate locurile de muncă vor fi ocupate. Situația nu stă așa. Așa este. Să nu uit, valul de cetățeni ucrainieni care au venit, pentru că am avut deja 3 întâlniri directe cu aceștia, am avut la ONG-urile de specialitate, chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire și sunt din clasa de mijloc, deci de middle class și high class, deci și clasa înaltă, care au venituri, se pot descurca o perioadă de timp fără să se angajeze, sunt cu studii superioare, ori nevoile acestor persoane, în primul rând, au stat la baza piramidelui Maslow. Au venit cu traume, copii cu traume, am văzut copii care la sirenele de pe stradă, de la salvările care treceau, au crezut că sunt sirenele pentru bombardamente, sunt deci chiar copii care au trecut prin traume și vor rămâne o viață întreagă cu asta. Și au, cu atât mai mult au nevoie de suport și de sprijin. Acestea au fost nevoile, de a acorda consultanță, de a-i sprijini, de a le acorda o locuință și de a se hotărâ ce fac mai departe. Rămân sau pleacă? Din ultimele discuții pe care le-am avut cu aceștia, să știți că nu doresc să rămână în România pe o perioadă lungă sunt de timp. Sunt foarte multe persoane care au fost angajate în activități cu refugiații și același lucru ne-au spus. Nu doresc să rămână pentru că piața muncii nu oferă acele oportunități de care ei au nevoie, nu oferă locurile de muncă sau veniturile de care ei ar avea nevoie. Da, eu cred că aici e problema, aveți nu? Dreptate. Nu suntem o țară foarte atractivă din acest punct de vedere al veniturilor și al salariului oferit. Și atunci stau o perioadă până când își găsesc ei portița și să găsească și drumul mai departe. Evident. Și cei care stau, mai ales că Maramureșul este județ de graniță cu Ucraina, se gândesc că războiul se va termina în scurt timp și își vor relua viața. Și își vor reconstrui acolo locuința, da, și... Da. Deși este un proces greu din ceea ce spun specialiștii. Cu toate astea, noi la Agenția de Ocupare avem 28 de persoane registrate. În căutarea de locuri de muncă? Da, și 14 au fost deja angajate. Deci s-au angajat pe durată nedeterminată deocamdată. În ce domenii s-au angajat? Toți sunt cu studii superioare, dar au acceptat și joburi sub nivelul de pregătire, sub nivelul de calificare. Avem un pedagog la școala, probabil că știți, la școala
la o școală privată, care este pentru o clasă de copii ucrainieni. Frumos. Avem și chiar ne-am bucurat și a fost chiar o poveste frumoasă. S-au solicitat și chiar subvenție pentru persoane care beneficiază și de subvenție. În Sighet sunt foarte mulți, foarte mulți. O mare parte din ei sunt în Sighet, manipulând mărfuri, proiectanți, de exemplu, la firmele mai mari. Deci avem diverse domenii, dar așa cum am spus, sunt sub nivelul de calificare pentru mulți dintre ei, pentru că majoritatea provin din învățământ, din sănătate, foarte mulți medici, care știm foarte bine că sunt meserii care sunt reglementate și nu pot să profeseze decât în anumite condiții. Și de aceea se încă mai așteaptă și încearcă să se integreze. Cu toate că și în România mai e mare nevoie de medici pe anumite segmente. Evident, evident că avem nevoie. Doar că legislația, să nu uităm însă, că ei au o barieră, un impediment, care este limba. Da. Nu cunosc limba română și tocmai de aceea noi suntem deja parteneri, există o coaliție a ONG-urilor, sunt 8 ONG-uri din județ, s-au reunit cu denumirea de ROA, care tocmai asta oferă suport cetățenilor ucrainieni. Și ONG-urile sunt din toate domeniile. Dacă au nevoie de orientare pentru sănătate, au nevoie de analize, de suport, sunt îndrumați spre a merge, se face o evaluare mai întâi a nevoilor persoanei respective. Noi suntem parteneri pe partea de consiliere vocațională și ocuparea forței de muncă. Încercăm să le oferim joburi, să le facem cunoscute joburile din județul nostru. Aș vrea să subliniez faptul că unii au suspectat ideea că există locuri de muncă special pentru ucrainieni. Nu există așa ceva. Probabil că din dorința de a sprijini, probabil că s-a exprimat alții așa, nu e adevărat. Sunt locuri de muncă oferite pentru toată lumea, pentru toți cetățenii, toți cei care doresc să muncească, doar că acele locuri de muncă care nu sunt ocupate de români pot fi ocupate de alți cetățeni. Ca să vedeți și un paradox aici, ei se lovesc de problema limbii, dacă ei nu cunosc limba română, dar în același timp, înainte de război, parcă le-a fost interzisă limba română pe baza unei legi promulgate de Kiev. Așa este, nu s-a permis înființarea școlilor în limba română. Știm foarte bine că este o comunitate mare de români în Ucraina. Așa este, aveți dreptate. Și uite, totuși, românii au fost primii care au venit în ajutor. O mână. Deci e foarte interesant ceea ce se întâmplă. E bine că putem oferi ajutor, dar cu toate că, să spunem, nu au fost relații foarte, foarte strânse de prietenie din cauza limbii. Exact. Au existat și proiecte transfrontaliere, dar din toate acestea trebuie să învățăm. Spuneți-ne, piața muncii, locurile de muncă, ce există disponibil în momentul de față? Cum se prezintă situația angajatorilor și situația angajaților? Da. Așa să facem o comparație. Săptămânal noi actualizăm ofertele de locuri de muncă vacante, în fiecare miercuri, așa cum ne-am obișnuit pe cetățenii județului nostru. Sunt în momentul de față 216 locuri de muncă. Din aceste 216, 16 sunt doar cu studii superioare. Ce am observat în ultima perioadă este că au crescut, pentru cei cu studii superioare, a crescut oferta în domeniul IT, în domeniul ingineriei. Sunt tot mai mulți angajatori care caută specialiști în acest domeniu. Iar din celelalte domenii aș putea menționa că ar fi cele mai căutate sunt domeniul construcțiilor, de la dulgher, sudor, faianțor, toate domeniile de activitate sunt căutate în construcții ca personal calificat în construcții. Vedem acum, ca să fac și o paranteză, cum se simte lipsa acelor școli profesionale, da? Puține sunt acele unități de învățământ care mai oferă. Evident, și noi încercăm acum să ne îndreptăm foarte mult și Uniunea Europeană
a demarat proiecte și în viitoarea programare POEO, care va fi, este dedicată în mod special tinerilor și formării profesionale. Este extrem de important să ai o meserie, poți câștiga mai mult decât un profesor, un doctor, un avocat, dacă ai o meserie și ești bun în meseria respectivă. Ce locuri de muncă se cer și nu se găsesc? Ce locuri de muncă se cer din partea cui? Din partea celor care își caută locuri cei care își caută locuri de muncă. Aici, există un paradox, aș spune așa. Avem multe oferte de locuri de muncă, dar avem și multe persoane care și că nu-și găsesc locuri de muncă sau, pentru că nu sunt... Sau nu doresc să muncească. Evident, aici ați punctat bine. Și sigur că sunt foarte mulți tineri care încă mai trăiesc pe spinarea părinților și trebuie să recunoaștem asta. Dar sunt tineri ambițioși care lucrează din studenție și sigur că au dobândit acest cult al muncii. Ce locuri de muncă se cer? Sigur că aș glumi aici, așa, și aș spune că sunt persoane care au venit și au solicitat locuri de muncă și ar spus că au orice, aș vrea un loc de muncă așa ca dumneavoastră. Și adică la buget, dacă se poate. La buget, dacă se poate, dacă se poate să fie un șefuț mai mic, așa, măcar atât. Dar să știți că sunt mulți care sunt dispuși să lucreze orice, să-și... De admirat. Da, la urmă, da. A muncii nu este o rușine, da? Evident. Și să știți că sunt foarte mulți cu studii superioare care sunt lucrători comerciali. Și întâlnim în toate supermarketurile pe toți cei care vedem la caserie că sunt cu studii superioare. Foarte mulți dintre ei și este de admirat. Asta înseamnă că nu și-au găsit în domeniile pentru care ei au terminat facultatea. Nu au găsit locuri de muncă și atunci au acceptat sub nivelul de calificare și și care promovează în cadrul companiei. Da. De ce nu ați găsit soluții cu Centrul Universitar Nord din Baia Mare? Pentru că și ei spun același lucru, că nu-și găsesc studenții după ce termină facultatea un loc de muncă pentru specializarea respectivă. Noi colaborăm cu Centrul Universitar Nord, suntem vechi colaboratori și este de admirat faptul că au înființat secții noi, care sunt căutate pe piață, dar studenții care absolvă acele profesii de robotică, mă refer la, în mod special la robotică, secția care s-a înființat de câțiva ani, nu sunt șomeri. Să știți că cei cu studii superioare nu sunt șomeri. Noi nu avem, foarte puțini șomeri sunt cu studii superioare. Cei mai mulți sunt cei care nu au o calificare, nu au pregătire, sunt cu minim 4-8 clase. Dar pentru asta aveți cursuri, nu? Sigur, avem cursuri de calificare, organizăm în fiecare an cursuri, dar pe buget, sigur că bugetul este limitat, am organizat puține cursuri, acum am demarat cu proiectul pe fonduri europene, am demarat mai multe cursuri, în mod special pe alimentație, pe cursul de bucătar, patiser și frizer, se cere foarte mult, coafura, se cere. Sunt profesii care le oferă independență financiară, își pot înființa. Și au venit totuși bunicel. Da, da. Și să nu uităm, diplomele și toate diplomele pe care le obțin sunt recunoscute în spațiul economic european, și economic european, și pot profesa și oriunde în Europa. Știți că am mai vorbit noi acum câțiva ani despre dificultatea găsirii unui loc de muncă după 50 sau 55 de ani. S-a mai îmbunătățit ceva pe această linie? Mai există discriminare? Evident. Măsurile de sprijin pentru persoanele peste 45 de ani sunt cele mai accesate de către angajatori. Și chiar în momentul de față avem 700 de cereri în așteptare încă din noiembrie, din noiembrie 2021, pentru subvenționarea locurilor de muncă vacante, din care 70% sunt pentru persoane peste 45 de ani.
Observăm că o mare creștere, datorită măsurilor acordate tinerilor între 16 și 29 de ani, tinerilor niți, nici tineri, noi în structura șomajului, dacă facem o analiză, pe primul loc sunt persoanele între 40 și 49 de ani, urmate apoi de tineri. Deci tinerii au câștigat foarte mult teren în acest sens, angajatorii se orientează către această categorie de persoane, dar în același timp, de cealaltă parte, sunt cei mai instabili la locul de muncă, pentru că ei urmăresc, evident, să câștige mai mulți bani și dacă o altă companie oferă mai mult, ei pleacă, nu sunt legați așa cum sunt persoanele peste 45 de ani, care sunt mult mai legate de locul de muncă, mai greu, nu sunt atât de flexibile precum sunt tinerii. Suntem la finalul discuției noastre. Spuneți-ne, veți avea bursa locurilor de muncă. Da, dați-ne bursa. Câteva informații la final. După 2 ani de pandemie, organizăm bursa generală foarte mult așteptată de către angajator pentru a-și găsi persoane pe jobul dorit și pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. Se va fi în 20 mai, începând cu ora 9. Așteptăm toate persoanele care doresc să-și găsească un job potrivit să vină pregătiți la bursă. Vom oferi, sperăm, peste 500 de joburi, de locuri de muncă. Și de asemenea am parteneriat cu cei de la Asociația ROA, Coaliția, mă rog, ROA, vom avea și un stand special pentru cetățenii ucrainieni pentru a le oferi suport, să-i ajutăm în interviul cu angajatorii. Au posibilitatea de a obține un feedback imediat de la angajator, de a pune întrebări pertinente asupra jobului pe care doresc să-l ocupe. Este o ocazie excepțională pentru a relaționa direct cu angajatorul. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte informații. Cu mare drag. Lăsăm să treacă câteva săptămâni și această bursă, după care ne mai auzim. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, pauză de publicitate și vorbim puțin și despre handbal.